Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect gândit după ce am văzut acest model pe masă. Pornind de la acest model, noi vom face o pălăriuță pentru fetițe până la un an și pentru aceasta voi folosi firul Stella, un fir de bumbac adaptat croșetului cu numărul 3, însă eu voi folosi croșetul cu numărul 1,05 mm. De ce am ales acest croșet? Deoarece doresc ca lucrarea să aibă o ținută foarte bună și, bineînțeles, o obținem doar folosind un croșet un pic mai micuț. Culoarea pe care o veți face va fi cea dorită de dumneavoastră și vom porni în cercul magic, după cum vedeți. Pentru început voi lucra unu, doi, trei ochiuri de lanț plus acesta primul, sunt patru, deci avem un piciuruș dublu plus un ochi de lanț de separare. Voi face cel de-al doilea ochi de lanț, cel de-al doilea piciuruș dublu, scuzați, un ochi de lanț de separare, cel de-al treilea piciuruș dublu și un ochi de lanț de separare. Voi continua cu piciorușe duble până când voi obține un total de 12. Deci 12 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Am lucrat cele 12 piciorușe duble, acum voi face și ultimul ochi de lanț de separare și voi închide totul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Apoi cu fir alunecat voi ajunge în corespondența spațiului format din ochiul de lanț. Iar aici voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 2, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble, în corespondența aceluiași spațiu. Voi sări următorul spațiu format din ochiul de lanț, voi intra în corespondența celui de-al doilea și voi lucra din nou 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urma de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Din nou voi sări un spațiu format din ochiul de lanț, voi intra în următorul și voi continua în același mod. Astfel noi vom lucra până la sfârșitul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns la capătul rândului, după cum vedeți, mi-a rămas un spațiu liber aici, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul piciuruș, cu fir alunecat voi ajunge în corespondența celor 3 ochiuri de lanț de separare. Aici voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui piciuruș dublu, cel de-al doilea piciuruș dublu. De data aceasta voi face doar 2 ochiuri de lanț de separare și așa vom merge pe întreg parcursul lucrării cu 2 ochiuri de lanț de separare și continuă cu alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Voi lua firul pe croșet și voi intra în spațiul dintre aceste 2 rapoarte și voi lucra din nou 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble. După care voi intra în corespondența spațiului format de cele 3 ochiuri de lanț și voi repeta 2
piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmate alte două piciorușe duble, după care voi intra din nou în corespondența spațiului dintre cele două rapoarte din rândul anterior. Și în felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Aici din nou voi lucra două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmate de alte două piciorușe duble. De acum vom lucra singure și ne vom reîntâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, îl voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat voi ajunge în corespondența celor două ochiuri de lanț de separare. Acesta aici voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare și din nou două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. După care voi face un ochi de lanț de separare, îmi rămâne un pic firul în urmă, dar nu are nimic. Voi face un ochi de lanț de separare între fiecare raport. Voi trece în corespondența următorului raport și voi repeta două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, un ochi de lanț de separare. În acest mod vom merge pe întreg parcursul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, am lucrat ultimul raport, ultimul ochi de lanț de separare, acum voi închide cu fir alunecat. Și cu fir alunecat vom ajunge în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț. Ceea ce vreau să vă arăt este următorul lucru. Chiar dacă ne chinuim un pic cu croșetul, uitați-vă ce ținută are lucrarea, aproape că nu trebuie apretat. În acest spațiu vom continua ca și până acum, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare urmate de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. De data aceasta, între două rapoarte, vom face două ochiuri de lanț de separare. Am lucrat cele două ochiuri de lanț, voi continua să lucrez cele două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu și voi continua cu două ochiuri de lanț de separare între rapoarte. În felul acesta vom continua, uitați-vă ce perfect stă, vom continua până la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultimele două ochiuri de lanț de separare, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț, cu fir alunecat. Voi ajunge în mijlocul primului raport. Aici voi lucra din nou trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare. Voi continua cu două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. După care voi face un număr de 3 ochiuri de lanț de separare, deci fiecare raport va fi separat de 3 ochiuri de lanț și continuă în corespondența următorului raport cu 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț urmate de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu.
trei ochiuri de lanț de separare și vom continua singure. V-am spus că m-am orientat mult după acest mileu. Am ajuns și la capătul acestui rând, îl vom închide ca de obicei cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat vom ajunge în mijlocul primului raport, iar aici vom lucra cele trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble, în corespondența aceluiași spațiu. În trei rapoarte, de data aceasta vom face un număr de patru ochiuri de lanț de separare. Am lucrat cele patru ochiuri de lanț, voi intra în următorul raport și voi repeta două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, cel de-al doilea, iar acum voi face cele patru ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, 4. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, pe care îl vom închide, așa cum deja știți, cu fir alunecat, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat voi ajunge în mijlocul primului raport. Aici voi lucra cele trei ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble. Deci, practic, repetăm și cel de-al doilea picioruș dublu. După care, în corespondența celor patru ochiuri de lanț, vom lucra din nou două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble, ne deplasăm în corespondența ochiurilor de lanț din următorul raport, lucrăm cele două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, și din nou, în corespondența celor patru ochiuri de lanț, vom face două piciorușe duble. Mă străduiesc să vorbesc cât de tare posibil să mă puteți auzi. După cele două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Deci, în felul acesta, noi vom repeta pe întreg parcursul rândului. Și așa se va prezenta ceea ce lucrăm. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. L-am închis cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. De jur împrejur avem o circumferință la ceea ce am lucrat până acum, de 44 de centimetri. Ținând cont de faptul că circumferința capului unui nou născut este de 35 de centimetri, iar la vârsta de un an ajunge o medie la o medie de 45 de centimetri, deci suntem la măsura corectă. Nu toți copiii au capul foarte mare sau micuț, deci acesta fiind 44 centimetri, este măsura corectă. Din acest moment, eu am ajuns cu fir alunecat în corespondența primului raport, voi face piciorușele duble, exact așa cum ați văzut până acum, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmate de două piciorușe duble, în corespondența fiecărui raport, pentru un total de 7 rânduri. Deci, nu punem la socoteală acesta cu primul, cu acesta,
vor fi 8. Plecând de aici, vom lucra încă 7 rânduri, deci în corespondență fiecărui spațiu format din ochiurile de lanț, noi vom lucra 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț urmate de alte 2 piciorușe duble. Și vom lucra cele 7 rânduri, după care ne vom reîntâlni. Eu am ajuns la capătul celor 7 rânduri. După cum vedeți, arată foarte frumos. Cel puțin mie îmi place. Acum voi lăsa la atitudinea dumneavoastră dacă veți îmbrățișa și acest proiect. Mă voi opri aici cu prima parte a acestui tutorial. Din motive, așa cum știți, în afara faptului că lucrez și filmez doar în timpul meu liber, puținul timp liber, se încarcă foarte greu. Internetul aici este foarte lent. Deci aceste câteva minute care am filmat voi avea nevoie de cel puțin o jumătate de zi ca să le încarc. Așa cum spuneam, mă voi opri aici. Dacă v-a plăcut ceea ce am prezentat până acum, uitați-vă ce ținută are. Stă aproape singură în picioare. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu, iar eu, ca de fiecare dată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept alături de mine cu noi tutoriale. La revedere, vă salută, Tatiana!